Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră la această conferință de presă. Dorim să comunicăm reșițenilor, având în vedere că am primit de la Biroul Electoral, la Circumscripția Electorală a Municipiului, datele finale, faptul că am câștigat competiția pentru Primăria Reșița și pe această cale profit de ocazie să le mulțumesc reșițenilor pentru votul pe care mi l-au acordat. Mă onorează, mă îndatorează și voi procede la drum, în primul rând pentru copiii mei, pentru copiii noștri, ai reșițenilor, și pentru ca să deschidem, așa cum spuneam, orașul Reșița investitorilor, investițiilor și atragere de fonduri europene. Acestea sunt principalele două priorități ale programului meu de guvernare, ca să zic așa, pentru Reșița. În același timp, mă bucur să anunț că pentru Consiliul Local avem 9 consilieri pe listă alături de alți 2 consilieri de la Partidul Verzilor, PMP, și același număr de consilieri, probabil știți, din partea PSD-ului. Sunt flancat aici de unul dintre generalii care au participat la acest război, între ghilimele, de o lună de zile, Adi Dașca, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru că a venit alături de mine. L-am simțit aproape de mine, a luptat foarte mult și pentru acest lucru îi mulțumesc. Iată că se dovedește că a fost o alegere înțeleaptă. El este unul dintre cei 9 consilieri locali, colegi pe care îi voi avea în Consiliul Local și cu care sper să ducem înainte proiectele noastre. Și sunt convins că pe partea de sport voi avea suportul lui total. Cam asta aș fi vrut să vă spun. Mulțumesc încă o dată celor care ne-au votat și celor care nu le-au votat le mulțumesc în aceeași măsură. Și promit să fiu un primar pentru toți reșițenii și pentru Reșița. Din momentul acesta, pentru mine, politica va avea o însemnătate mai mică și vom pune accent pe administrația publică în oraș. Ce viceprimar vă doriți? Avem dreptul la 2 viceprimari în organigramă și probabil că unul dintre ei va fi din rândul consilierilor noștri. Și vă anunț pe această cale că am demarat deja demersuri de negocieri cu Partidul Verzilor, cu domnul Paul Vasile, cu echipa dânsului și sper să avem alături de noi în acest mandat de 4 ani. Un nume? Un nume de viceprimar, vă referiți, de la Partidul Național Liberal? Încă nu am stabilit acest lucru. Vom face o întâlnire a consilierilor împreună cu biroul politic local și în acest cadru vom analiza care dintre consilieri este dispus, este disponibil și poate să ajute în demersurile pe care le menționam anterior. Toți 9 consilieri eligibili au loc de muncă? Din câte știu eu, da. Din câte știu eu, da. Și pentru că se tot vorbește de aseară într-un an, mutatorii că văd pe cine. Încă nu ne-am gândit la lucrul ăsta. Încă nu ne-am gândit. Sunt multe lucruri pe care va trebui să le facem în perioada imediat următoare. N-a fost una dintre prioritățile noastre. Dincolo de glumele astea. Da. Vreau să vă întreb, în campania
electorală, ați atins un aspect sensibil, o latură sensibilă, primind și o replică în această măsură de la Brenda, care spunea, dacă vine aici la putere, vă trăit-o, vă dau afară. Ce se întâmplă? Acolo, la un moment dat, s-a mai spus la un moment dat că unii directori care nu-și fac treaba a venit să plece. Și în cazul ăsta, vă mențineți afirmația că unii dintre ei trebuie să plece? Adică vorbim de cadrul de conduită, nu vorbesc de... Afirmația mea a fost în felul următor. A fost făcut într-o emisiune TV la un post local de televiziune și am spus în felul următor. Acei oameni din primărie care muncesc de ani de zile și știu că muncesc, să stea liniștiți că nu se va atinge nimeni de ei. Acei oameni din primărie care nu prea au de lucru din motive neimputabile lor, poate că nu au fost valorizați de administrația precedentă, nu au fost puși în valoare, să stea liniștiți că le vom găsi locul. Acei oameni însă care nu muncesc și sunt în primărie de câțiva ani de zile, dar nici nu prea își dau seama ce fac ei acolo și de ce au ajuns acolo, aceia, din punctul meu de vedere, sunt liberi să plece. Aș mai face aici o paranteză a un fapt pe care îl consider destul de trist în campania electorală care tocmai s-a încheiat în urmă cu câteva zile. Am avut ocazia să văd funcționarea primăriei participând în campanie electorală. În zile de sâmbete, duminici, alături de primarul în funcție și cu care voi avea o discuție să văd de ce s-a întâmplat asta, dacă cumva au fost forțați, au fost obligați, s-au făcut-o din proprie inițiativă, pentru că dacă au făcut-o din proprie inițiativă, nu este în regulă. Și va trebui să vedem ce măsuri luăm. Eu mi-aș focusa însă atenția mai mult pe ceea ce vrem să facem constructiv. Vreau să fac o echipă foarte puternică pentru accesarea de fonduri europene și asta o facem în cel mai scurt timp. Nu înainte de a face acel audit de care vă spuneam. Deci pasul numărul 1 va fi să angajăm o agenție de audit de renume, care să facă un audit de la A la Z în primărie, pe activitatea din ultimii ani, astfel încât să vedem, practic, ce luăm în administrare. Alta decât Curtea de Conturi, pentru că Curtea de Conturi are anumite atribuții care nu intră neapărat, în care nu intră neapărat alte atribuții pe care vreau să le verifice această agenție independentă. În același timp, aș vrea să fac o verificare a organigramei primăriei, să vedem în ce măsură este în regulă sau nu, sau trebuie făcute modificări la această organigramă, având în vedere că, dacă vă amintiți, din ultimele ședințe de Consiliu Local, majoritatea punctelor pe ordinea de zi făceau referire doar la permutări de oameni dintr-un departament într-altul și lucrul acesta ar vrea să-l cam încheiem și să ne stabilizăm într-o anumită formă și primăria să meargă înainte. Nu aș vrea să las deoparte nici acel proces de internalizare de care menționam în ultimele săptămâni și pe care îmi doresc foarte mult să-l facem și pentru acest lucru vom declanșa un mecanism de consultare publică rapidă, astfel încât să aflăm dacă opinia reșițenilor este în asentimentul ideii pe care noi o avem de a recrea, ca să zic așa, fostul Igor, da? Cu serviciile de transport public, salubritate și curățenie în oraș. Sunt mai multe avantaje aici, pe care n-am apucat să le menționez la vremea respectivă. De exemplu, în toate aceste servicii publice se vehiculează TVA-uri, da? Care se primesc, se dau la stat și așa mai departe, care încarcă, de fapt, prețurile într-o anumită măsură, astfel încât dacă serviciul public este în
directa noastră coordonare, putem face cu siguranță economii. În același timp, toate aceste companii fac profit. Pe noi nu cred că ne interesează companii care să facă profit, ci o companie sau mai multe companii ale noastre care să reinvestească un eventual surplus bugetar creat de aceste servicii. Cu alte cuvinte, există foarte multe beneficii de ordin material și financiar pentru locuitorii Reșiței dacă internalizăm aceste servicii. L-aș lăsa însă și pe Adi Daci ca să vă spună câteva cuvinte. Suntem puțin obosiți după ultimele zile, dar cred că suntem în măsură să mai vorbim cu noastră. Mai cu seamă că ne-am pregătit amândoi să mergem după conferința de presă la un antrenament, nu? Corect. Vreau să mulțumesc Consiliul Local, vreau să mulțumesc echipei care a participat în această campanie și, nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc reșițenilor pentru că au avut încredere în noi. A fost o campanie grea, a fost o campanie plină de provocări pentru mine. După cum știți și cum am mai afirmat-o și înainte, nu am făcut politică, n-am fost angajat în niciun partid. Sunt pentru prima dată înregimentat, pot să spun așa, și mulțumesc lui Nelu pentru că a avut încredere în mine. Și le promit reșițenilor că ne vom apuca de muncă imediat când vom fi instalați. Și nu le vom înșela încrederea pe care ne-au acordat-o. Vă mulțumesc! Se vehiculează numele lui Dorinel? Nu am stabilit absolut pe nicio poziție, niciun nume de persoană. Dar atunci veți avea consilieri aduși din afara primăriei? Din câte știu, instituția primarului are dreptul să aibă consilieri în organigramă. Vom lua în calcul a ne aduce poate un doi consilieri din afară, dar, repet, la fel, e un subiect pe care nu e la ora asta, încă nu putem să discutăm despre el. Până acum s-a fost la modă un consilier din rândul oștilor lucrătorii.